Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Așa vreau să vă readuc aminte de cățelușa Sara, pentru că foarte, foarte mulți mi-a scris atât comentarii pe, la toate videoclipurile de pe YouTube, cât și pe Instagram. Am primit foarte multe mesaje. Acum vreo câteva zile am pus eu story-ul acesta cu cățelușa Tara pe care am pierdut-o acum ceva timp, nu mai știu exact, cred că 2 ani, un an, cred că un an sau 2, ceva de genul. Din păcate a avut o boală pe care n-a putut să o înfrângă, să zic așa, și s-a stins din viață. Și la story-ul acela mi-ați răspuns foarte mulți că vreți să vedeți pe Sara, așa că astăzi o să o revedeți după foarte mult timp, a trecut foarte mult timp de când o am, și o să vedeți și voi diferența, cum am găsit-o și cum este astăzi. Mie mi se pare incredibil, dar pe lângă asta vreau să vă prezint și toată familia mea de pisici, pentru că nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar am 10 pisici pe care le țin ba în casă, ba afară, adică ele nu sunt condiționate, nu stau numai în casă. Intră și ies când vor, sunt niște pisici foarte, foarte alimentate. Și o să am așa, două mame care au făcut câte 4 pui fiecare. Deci două mame cu 8 pui, sunt 10 pisici în total și începem cu prima mămică, să zic așa. Bun, începem cu prima. Ea este un pic mai sperioasă, doar că așa a fost pentru că am luat-o după stradă, am luat-o de la o curte. De fapt mi-a dat-o un unchi de-a meu. Ea este puțin mai sperioasă, dar stai fata aici un pic. Stai puțin să te vedem și noi. Dacă voi nu vreți să știți cât de deșteaptă este, vânează singură, deci ea vine acasă doar ca să doarmă. Ea pleacă și vine tocmai a doua zi dimineață. Nu, frate. Dar așa la alintată îi place de moare. Ar sta 2 săptămâni să fie alintată. Iar ea a făcut 4 pui. 3 fete și un băiat. Pe care o să-i vedeți în continuare. Hai, frate, nu vrei deloc să te vedem și noi la cameră. Ia, uite, la alintate în schimb. Uite-alea, că l-a alintat, nici nu se pune problema de nimic. Se stă, se face masaj cu gheruțile. Da, și după cum vă spuneam, ea a făcut 4 puișori, noi îi spunem pipița. Acum să-mi spuneți voi dacă aveți nume din astea la pisici mai ciudățele sau nu, sau dacă vi se par ciudate astea ale mele. Noi îi spunem pipița acestei pisici. Stai acum, te-ai obișnuit? Nasu, măte, vină încoace să ți-l rup. O lăsăm să se ducă, că uite la alintat. Uite la alintat cum se stă. Uite la alintat cum se stă. Ea are și o problemă la coadă. A fost călcată pe coadă când era mică și a rămas coada strâmbă, are coada așa într-o parte. Da, poate. Acum o să vă aduc în continuare cei 4 pisici pe care i-a fătat ea. A venit una. Asta este printre preferatele mele. Uitați-vă și voi cât e de frumoasă. E un pic mai năzdrăvană, ea nu prea are stare, nu prea stă la alintat, așa, decât când are ea chef. Dar e foarte frumoasă, uitați-vă un pic la ea. Stai, fată, un pic să te vedem și noi. Uitați-vă un pic. Eu îi zic capucina, pentru că are așa o culoare ca fenii. Și o mănânc. Îmi vine să o mănânc mereu. Are o culoare așa de, nu știu cum să zic, de cafea. Pe spate așa e un alb murdar, așa, un bej. Și din cauza asta îi zic așa. Hai, du-te, că n-ai stare tu acum. În continuare, stați așa, că s-au răsfirat pe aici, pe în cameră, vreau să vă arăt imediat ceva. Aici am surorile gemene. Ele sunt fătate deodată și seamănă foarte mult. Noi le deosebim doar după coadă. Una are în vârful cozii alb și una are negru și știm așa care și cum este. Uitați-vă alea ce alintate sunt. Vino, fată, încoace. Asta, nebuna asta, când se apucă de alintat, nu mai pleacă, efectiv. Uite, au început să facă prostii pe în camera cealaltă. Uitați-vă și voi aici cât de alintași suntem noi. Că ne place să fim mângâiați în continuu. Uite, poftim. Gata, pe asta deja poți să o alim până mâine, când nu mai are nicio problemă. Ia, ser pe cameră. Eu atrage sursa, că e pe acolo, pe în spate, face prostii. Ce v-am arătat până acum sunt fetiții. Și cea albă și astea două pe care vi le-am arătat. Și se vară motanul, care îmi place extraordinar de mult. Ia, fiți atenți, aici mâncava-și gura voastră, exemplar de feline ce am eu aici. Asta este unul din preferații mei. Uitați-vă voi o leacă aici. Uitați-vă voi o leacă ce alintători tata aici, că el vine și doarme cu mine și stă numai cu mine aici. Numai? Da, bine că-l și alint non-stop, uitați-vă la el. Uitați-vă cât e de alintat. Tomice. Bun, cam asta ar fi prima familie, să zic așa, o mămică cu 4 pui,
Să vă aduc și cealaltă mămică. Pe cealaltă mămică ar trebui să o știți, este Mimi, pe care am prezentat-o pe un vlog de-al meu foarte mult timp în urmă, împreună cu Maia. Le aveam așa în mână, am pus și o poză. Acolo mi-ați zis voi cum să o chemi și chiar am ales un nume din comentarii. Și aici o avem pe Mimi. Mimi care între timp și-a mutat domiciliu, nu mai doarme cu mine niciodată. Deci niciodată, are o dușmănie pe mine. Și nu i-am făcut nimica. Gen, știți prea bine că eu iubesc animalele și nu-mi permit, adică nu le bat, nu le fac nimica. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, cred că de când a fătat cealaltă pisică și ținem pe ea în casă, ea s-a simțit puțin așa, a fost un pic geloasă și a mutat domiciliul dincolo, în cealaltă casă unde stă bunicul meu. Dar nu vreți să știți cât de bine o duce și acolo. Nu, fată? Eu pe tine te iubesc, ea a fost prima mea pisică de care am avut eu grijă în totalitate, gen. Ea stătea singură acasă și când veneam eu de la muncă, ea mă aștepta acasă și, nu știu, când intram pe ușă, începea joaca totală, până când nu mai putea. Ia, fiți atenți ce nervi are, când o țin așa forțat. Ia. Ia. Dar ce ai, fată, că nu ți-am făcut nimica? Și Mimi, la rândul ei, a făcut 4 puișori pe care vi-a arătat imediat. Toți 4 au fost motani, am avut noroc și din cauza asta i-am și păstrat pe toți, pentru că motanii nu prea fac probleme ca pisicile. Ele mai fată și aduc și mai mulți puișori din ăștia și de-aia am păstrat, că nu ne-au făcut probleme niciodată. Și ăștia sunt alintați după lume, nu vreți să știți cât de alintați sunt. Fiți atenți în capaș gura voastră, ăștia doi. El este vulpoiul, pentru că are față așa de vulpi, dacă vă uitați voi la el atent, are față de vulpi. Mereu a avut trăsături așa de vulpi. El este vulpoiul. Este un alintat. Ca să știți așa ca idei, el și cu frații cei doi ies afară când vor, vin la ușă și cer afară sau vin la ușă și cer înăuntru acasă. El este pupăciosul. Pupăciosul îi zicem pentru că nu vreți să știți cât de drăgăstos este. Vine singur la alintat și te trage așa cu lăbuțile, te apucă așa de față cu lăbuțile și se alintă de tine așa și îți dă cu nasul în nasul tău. Ăsta este cel mai drăgăstos dintre toți. O să vă las un videoclip aici pe ecran să vedeți și voi, ca să vedeți cât de iubăreț este nebunul ăsta. Ăsta vine și uite să mai plece. Și un puturos, ca să știți la mine, este un puturos din calea afară și doarme toată ziua, uite, și mă bate. Uite cum mă bate. Când vrea să mă bate, mă bate. Când mă iubește, mă iubește. Ați văzut și voi, da? Stai, mă, cum e întâi, mă, când dă o bătaie, nu. Ui ce bătaie îmi dă, ui ce nervi are pe mine. De ce? Ia, uitați-vă alea cât amotanul este, ca să vă faceți așa o idee. Uitați-vă alea cât amotanul am aici. Vedeți, da? Îi place de moare să stea în mingea asta. Își face culcuș în mingea asta și stă acolo. A venit și ăsta să se joace alea cu coada lui. Important este că ei se înțeleg și nu se bat între ei, n-au absolut nicio treabă de genul ăsta, n-am avut niciodată probleme cu ei să zici că se bat. Ba, dimpotrivă, se joacă non-stop, nu știu cum să vă zic, ăștia mici i-au făcut și pe ăștia să dea mintea copiilor și se joacă împreună. Mai am doi să vă aduc, dacă îi găsesc, pentru că ăștia sunt plecați de acasă, dacă nu o să vă atașez niște poze cu ei, mă duc să-i caut. Ce credeți? Am găsit Pantera Neagră. Pantera Neagră fratele mai mare, ca să zic așa, al ăsta negru, fiți atenți. Ăștia doi seamănă între ei perfect. Ia uitați-vă. Doar că unul e mic și unul e mare. Sunt din două generații diferite. Eu sunt mort după ăștia doi. Și ăștia doi s-au înțeles cel mai bine dintre toți. Ei dorm împreună, mănâncă împreună, fac toate activitățile astea. Ca să vedeți și voi cât de tare seamănă. Ăsta vine de afară acum. Abia l-am cules după, din grădină l-am adus. Uite și plânge, are lacrimile. Zi-mă, de ce plângi? De ce plângi, tata? Pantera Neagră, zice unul ăsta. Pantera Neagră, pentru că chiar seamănă cu o panteră. Ziceți voi, dacă nu. Ia fiți atenți aici. Și ăsta nu vreau să zic, uitați-vă alea cât amotanul este.
Vedeți, da? Ce exemplar am aici. Mai am unul portocaliu pe care trebuie să-l aduc, dar ăsta nu știu dacă îl găsesc. Trebuie să mai merg o dată afară. Pe ultimul motan portocaliu nu l-am găsit, e plecat la gagici, cred că. Ringo, acum o să vi-l arăt pe puiul Tarei, care mi-a rămas de la ea. A fătat și ea la rândul ei vreo 8 puișori, dintre care mi-am păstrat și eu un mascul și l-am păstrat pe Ringo. Uitați-l și voi aici, pe nebun, cât animalul este. Stai mă, că mă dai jos! Are o boală să vină și să lase pe tine, uite. Deci el vine și se pune așa pe tine și nu mai pleacă. Îi place să fie iubit non-stop, dacă s-ar putea. E dita mai masculul, are undeva la vreo 50 de kilograme și este un alintat și jumate, pentru că toate animalele noastre sunt alintate, pentru că le iubim în egală măsură pe fiecare în parte. A acceptat-o pe Sara foarte, foarte repede, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Ia, stați așa o leacă. Ia vino încoam, ca să-l vedeți cât e de mare. Hai, vino încoam, hai. Vino încoam. Te joci, scroafă de câine, uite cât ești. Hai, treci sus, hai sus, hai sus, sus, sus. Hai, grasule, hai, vino încoace. Vrei joacă acum? Hai sus, hai să te vedem cât ești de mare, hai. Hai, hai sus, sus. Așa, așa, hai. Hai, grasule, hai. Sus, sus, sus. Hai, mă! Stai, grasule, cu minte, vină încoace, hai sus. Așa, hai sus. Hai, ca să-l vedeți cât e de mare, uitați-vă ăla. Mai are lac și mă ajunge. Ce vrei? Uf, grasule, mai slăbește și tu. Ați văzut cât e, da? E cât... E cât mini, nebunul. Stai mă, cum mai da. Merge și aducem și pe Sara. Hai să aducem și pe Sara, că sunt convins că mulți așteptați să o vedeți. Am adus și pe Sara, mama, ai băut apă, este? Ai băut apă, cum ai făcut numai bali în palmă. Faceți și voi diferența între cățeaua care este acum, bine, ea e speriată că ea nu stă aici în grădină de obicei, ea stă în curtea din mijloc și stă cu Ringo. Am avut mare noroc de Ringo, că el a cam integrat-o așa și se cam ia după el. Pentru că dacă ar fi fost singură, ar fi avut mari probleme de comportament, să zic așa. Dar uitați-vă și voi, aici ce cățeluș. Adică, mie mi se pare o super mare diferență, acum să-mi spuneți și voi dacă este sau nu. Dar e foarte cu minte. Pisicile le lasă în pace și ea, la fel ca Ringo, a deprins de la el treaba asta. Și vine nebunul ăsta gelos acum din spate, stați așa să vedeți, că mă dă... Ăsta, deci nu poți face nimic cu Sara fără să fie el aici, uitați-vă și voi, cât e de gelos. El trebuie să fie mereu în centru atenției. Lasă-mă, mă, în pace să stau cu ea. Da, fată iubite, da. A avut și operația aia la ochi pe care... am reușit să și filmez un pic din ea. Din păcate, ochiul ăla n-a mai putut fi salvat, doar că dacă nu făceam operația aia, să migra și la ochiul celălalt și l-ar fi pierdut și pe acela. Așa că eu zic că tot am făcut ceva treabă. Ea este o scroafă. Mănâncă și doarme, nu? Mănâncă și doarme. Hai, poți să te duci, hai. Poți să te duci, că ea a încremenit săraca aici. Gata. Ia uitați-le că porcușorul cum merge. Uite. Cam ăsta a fost videoclipul. Am vrut doar să vă fac cunoștință cu animalele mele de companie. 10 pisici la număr, 2 căței. Dacă ar fi după mine, aș mai lua, nu știu, nelimitat, nu știu. Doar că nu-mi permis să-i întrețin pe toți. Destul că ăștia sunt foarte, foarte mulți și-s greu de întreținut. Am mai avut o încercare cu totul acolo, care mă urmăriți pe Instagram. Știți despre ce vorbesc. Am găsit chiar aici în grădină un cățeluș pe care l-am dus la doctor în ultimul stadiu. Era aproape mort, ca să zic așa. Am făcut tot ce a fost posibil, și atât eu cât și doctorul. Bine, eu mai mult că l-am dus acolo, n-aveam ce să fac. L-am ținut în spital vreo 5 zile internat, 4 zile, ceva de genul. A patra zi m-a sunat și mi-a zis că n-au mai avut ce să-i facă. I-a cedat inima. Să-mi scrieți și mie acolo în comentarii dacă v-au plăcut animăluțele mele. Noi ne revedem la următorul videoclip, băieți și fete. Vă salut! Ciao!